În Scriptură căutăm pagina 1198. 2 Petru, capitolul 3, să citim de la versetul 1 la versetul 18 acest capitol. Haideți să ne ridicăm. Călăuzit de Duhului Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru spune așa. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în atins se facă nu știu că odinioară erau cerul și un pământ, scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a perit tot prin ele înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de peire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile se vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse se vor beri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată Lui, ca și în epistolele Lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi spre pierzarea lor. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați tărâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei ei. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt pentru inimile noastre astăzi. Amin. Amin.